Și the older brother to the senator. Yes. Fratele mai în vârstă senatorului. Then he said, okay, I will talk to my brother and let you know. Și da, o să vorbesc cu fratele meu și vă spun cu aceea. I have 10:30 in the evening. La 10:30 seara. 10:30 past. A trecut și 10:30. 10:40 past. A trecut și 10:40. Nu telefon. Niciun telefon. I said, okay, now, nothing. Și că asta e viața. The next day I have to go. Ziua următoare trebuia să plec. Then if you don't finish the baptism the following day, then dacă nu mai să se botez ziua următoare, my coming was waste. Toată venirea mea acolo în zadar. Then what did we do? Ce facem? We wanted to make plan B. Și atunci ne-am gândit la plan B. Maybe each one should go for a place. Poate că îi luăm într-un loc depărtat. If there is a well, we will baptize them in the well. Și dacă e pe undeva un izvoraș, o să-i botezăm acolo. But it will be difficult. Da, o să fie dificil. And we had 57 people to baptize. Și nu erau decât 57 de persoane pentru botez. 57 de candidați. So then, about 10:43 or 44, voilà, să zicem 10:44, we received the telephone. Am primit apelul telefonic. Tomorrow morning. Mâine dimineață. 9:30. La 9:30. You can come in. Puteți să veniți. You can have this place for 3 hours. Puteți să aveți locul pentru voi 3 ore. Okay. Thank you. Now we told the news. Now already we told them, go to the well. Le spusem înainte, duceți-vă să căutați izvorașul, să căutați mântuirea. Then we have to send another person to call everybody. Și atunci am trimis altă persoană cu un mesaj invers. Strângeți frații înapoi. 9:30 sharp. Dar la 9:30. Everybody came inside. Toată lumea a intrat înăuntru. And the big gate was closed. Imaginați-vă o poartă mare, metalică. It was automatically closed. Așa automat, s-a închis frumușel. When we turn around, când am întors înapoi, everywhere there was a military man with a gun. În fiecare colț vedeai un soldat cu arma. Now we thought we are finished. Și ei s-au gândit, gata, ne-au prins înăuntru, suntem terminați. What did we do? Ce-am făcut noi? Everybody inside the mouth of the lion. Ne-am intrat în gura leului de bunăvoie. Toată lumea e în pericol acum. And there comes a woman. Și vine o doamnă. Dressed in white and white. Era îmbrăcată tot în alb. Smiling, soft. Și zâmbea și vorbea cu greeted. Și ne-a salutat. Then said, come on here. Și zice, veniți aici. That is the place. Și ăsta e locul. You can use. Puteți să folosiți. And then this is the place. If you have some juice, some water, și aici aveți ceva sucuri și ceva apă și ceva prăjiturile. No, no, this man are my man. Don't worry. Și că ăștia sunt oamenii mei, nu vă fie frică de ei. And you are free. Și că voi sunteți liberi. But, you know, we did not sing. Numai n-am cântat. We were whispering. Noi șopteam. When we were baptizing, we were whispering. Și șopteam așa, când botezam, știți, mărturisirea. Yeah. And we baptized them one by one fast. Și i-am botezat unul câte unul, ceva mai repede decât de obicei. Then she said, relax, no problem. Și a spus, stați liniștiți, nu vă preferiți. We had some juice, some fruit. Și pe urmă am stat să mâncăm ceva fructe, să bem puțin suc. Thank you, ma'am. Și mulțumim, doamnă. And the senator comes. Și vine și senatorul până să termină. I'm glad you could use the facility. Și doamnă, pare bine că ați putut să folosiți. Then we asked, sir, would there be any problem? Și că, domnule, va fi vreo problemă? There will be. Sigur va fi. But you better go. Da, as cel mai bine as possible. Dispăreți cât de repede puteți. Then I straight went to airport. Și atunci am plecat direct la aeroport. I disappeared. Am dispărut. Then, in the Karachi, the place where they were bringing și acum, the loudspeaker in the hall. Vă amintiți povestea cealaltă din Karachi, cu boxa adusă după casă? How did we do the baptism? Cum am făcut botezul acolo, în Karachi? It was difficult also. Era și acolo era dificil de făcut. It's a big city, much bigger than este un oraș mare, mult mai mare decât București. Maybe five times. Probabil de cel puțin 5 ori mai mare decât București. And you know, to go to from the city to the boundary to the ocean area, it takes 2 hours. Să mergi de la centrul orașului până la ocean, e cel puțin 2 ore de condus. So we decided to baptize in the ocean. Și atunci ne-am hotărât să facem botezul în ocean. And how to baptize them? Și cum să-i botezăm? It's very hard.
Este in the ocean, anytime there might be people. Pe plajă, de obicei, e lume. We made a strategy. Și atunci ne-am gândit la o strategie. What is the strategy? Care e strategia? At the time I was the only minister. There was no minister. Eram numai predicator. Later, Brother William was ordained, but at that time he was ordained. Pe vremea aceea, fratele Williams nu era ordinat, așa că eram singurul predicator în regiune. So what we did? Ce am făcut? We have to go one candidate for the baptism. Un candidat pentru botez. To this place. Mergea la locul respectiv. Along with the, you know, individually, it's not a group. One. Nu mergi ca grup, mergi cu un And there is another person to witness the baptism, go there. Trebuie să mai meargă încă o persoană care Suffer. Să fie martor al botezului. And I arrived there to the place. Aia merge, dar pe cont propriu, vine puțin mai târziu. And quickly into the water. Cum am ajuns, coborul la apă. And baptized and disappeared in the three different directions. După botez, imediat, fiecare dintre noi ne-am despărțit și am dispărut în trei direcții diferite. And this people, who, this person who was baptized, persoana botezată, rushed to the place by some public transportation, taxi, or whatever. Cu transportul public, cu ceva taxi. And stopped there was a, but we rented a bus. Am închiriat un autobuz. From the Christian family. De la o familie creștină. And they have to go straight to the bus. Și trebuiau să ajungă direct la autobuz. And the bus was moving slowly. Și bineînțeles că autobuzul mergea și nu e un loc să te duci. There's another candidate in front of you, 3 miles, 4 miles or more. Asta înseamnă 5 km sau poate mai mult, vine un alt candidat. The same way, more people every 5 miles or whatever the distance. Din loc în loc, diverse, diverse persoane. Baptized and run into the bus, baptized and botezi o persoană, se grăbește să ajungă în autobuz, vine altă persoană, botezi. After finishing the last one, după ce am botezat ultima persoană, I have also run into the bus. Am alergat și eu la autobuz. And we had the fellowship service in the bus. Și serviciul de primire în comunitate s-a desfășurat în autobuz. After the fellowship was over, one by one we dropped on the way. Și după aceea, cu același autobuz în mișcare, fiecare home. Acasă, unul câte unul. And the bus go direct to the airport. Și autobuzul merge mai departe, direct and la aeroport. Jump into the airplane and disappear. Și am sărit în primul avion și am dispărut eu. And this is how we did some. Imaginați-vă cum se face un botez. Later we ordained. După aceea, fratele Williams a fost ordinat. Brother Bill, not only Williams, we ordained many people. Nu, alții predicatori au fost ordinați acolo. Brother William was a minister in Adventist Church. Brother, fratele Williams fusese predicator în Biserica Adventistă. By profession he's an aeronautic engineer. El este de profesie inginer de aeronave. And then he is working for the church. Și acum lucrează pentru biserică. Now, one time Brother William baptized a Muslim sister. Povestea fratelui Williams. Într-o zi, fratele Williams botează o soră. Before he finished baptism to come home. Chiar până să termine botezul, să vină acasă. They bombed the house of the sister and Brother William's house. Someone bombed. Yes, the Muslim. Deja musulmanii făcuseră un atentat la sora acasă și la dumneavoastră acasă. When we come to know this news, când am aflat aceste noutăți, the sister did not return home. Sora nu s-a mai întors acasă. And go to another place. S-a dus într-un alt loc. Now these fanatics were looking for her. Și atunci fanaticii o urmăreau. When they don't find, când nu găsesc persoana pe care o caută, they killed her only son who was a doctor. The son of the sister. Pentru că n-au putut să o găsească, au ucis pe fiul sorei, care era un doctor. And this is the situation they were. Imaginați-vă care e situația acolo. There are more dangerous way they are undergoing every day. Tot mai periculos de trăit și ei găsesc totuși soluție să lucreze clandestin. They have taken the brother William's grandchildren. I-au luat nepoții fratelui Williams. I-au răpit. And they had a hard time to recover. Și într-adevăr a fost foarte greu să-i recupereze. So I think we should keep the work in action. Asta este modul în care să lucrezi. It's not easy. Nu e ușor deloc.
And when I saw the brethren there, and I was so happy. Și când am văzut frații, imaginați-vă, la Porumbacu a venit fratele Williams. There were two delegates there. Și avem doi delegați din Pakistan. And I think we should send our greetings to this. Și cred că putem să trimitem salutările noastre prin acești doi frați. I do have some good news also from Pakistan. Am și vești bune din Pakistan. By God's grace, and I could work with the ambassador here. Și pot să lucrez cu ambasadorul. When I say here, yes, in Washington D.C. And also I worked with the Minister of Education in. Deci, am vorbit cu ambasadorul Pakistanului la Washington și de asemenea cu, in Islamabad, de capitala Pakistanului. And they allowed us to have a school. Și ei ne-au dat permisiunea să avem o școală. And we have a school. Și avem o școală. Initially they allowed only for the girls. Ei, de obicei, aprobă numai școli de fete. Ok. At least a beginning. Avem cel puțin un început. Later, now they allowed one more for the boys. Și acum ne-au aprobat încă o școală pentru băieți. That's the opening. Aceasta este o deschidere. And we must pray that this school. Haideți să ne rugăm ca școala aceasta să fie un instrument. And we had problem with our church. Și avem probleme cu biserica. How? De ce? When you worship on Sabbath. Când te închini în sabat, they think that we are pro Jewish people. Ei ne asociază cu populația pro iudaică. So we got problem from us. Și avem probleme de la musulmani, că îi urăsc pe Israel. I was accused by the Protestant people. Și am fost acuzați protestanți. If you're a Christian, then put a cross. Dacă sunteți creștini, puneți crucea. And it's a difficult. Și e dificil. So we don't put cross and we have problem with Protestants. Noi am pus crucea și atunci avem probleme cu protestanți. No, we have problem both from the Christians și acum avem probleme și cu creștini, avem probleme și cu non-creștini. Just the Lord is sustaining. Da, Dumnezeu e bun și ne susține. In the persecution, the faith grows stronger. Ceea ce se întâmplă în persecuție, credința crește mai puternic. Would you like to pray for them? Vreți să ne rugăm pentru ei? I will take your greetings and your prayer to them. Vreau să iau salutările voastre. Thank you, brother. Mulțumesc frumos. And particularly remember brother Bashir in your family. Și nu uitați în rugăciunile de familie să vă amintiți fratele Bashir. And he is waiting for execution. El așteaptă execuția. And I think we said, I think the prayer of the faithful ones is. Rugăciunea celui neprihănit va fi ascultată. And this is it for now. Maybe I will look for this brother. Okay. May God bless. Mai luăm o pauză? That our faith may grow with experience of this one. Prin aceste experiențe, credința noastră să se întărească.